Bună dimineața, dragilor, și bine ați venit la Vlogmas ziua 2. Sunt în living, m-am băgat aici după perdea pentru că este lumina foarte bună și am zis să vorbesc cu voi. M-am aranjat, mi-am pus genuțele de pe Shein, sunt micuțe până aici ajung, dar îmi plac foarte tare. Sunt așa, parcă nici măcar nu se observă, dar sunt acolo, îmi plac foarte mult. Vă las linkul în descriere în caz că nu vi l-am lăsat atunci când am făcut haul-ul cu Shane, parcă, sau nu vi l-am arătat atunci, nu cred că vi l-am arătat atunci, dar vă las linkul și vă uitați la ele, mie îmi plac foarte tare. Și vreau să vă arăt cum am decorat aici, cum am făcut, de fapt, cum am aranjat machiajele, cum mi-am aranjat cărțile. Dar a fost eroare aseară pentru că simțeam că nu le mai dau de cap odată, mai ales cele care rămăseseră pe jos și nu voiam să le mai așez pe măsuță. Nu știam unde să le pun, însă le-am găsit loc prin sertare și le-am băgat acolo. Am lăsat mai libere măsuțele pentru că vom decora de Crăciun și vreau să fie mai libere, să putem pune de toate pe acolo. Trebuie să și gătim. Am să încerc să fac pe repede înainte cu gătitul pentru că aș vrea astăzi să dedic mai mult vlogmasul acesta, să-l dedic decorațiunii, să-l dedic decorului, să decorăm, să facem bradul împreună. Și celelalte treburi casnice am să le fac pe repede înainte cu voi, dar treburile astea le vom face mai ușurelu așa, pentru că pentru asta vreau să fac acest Vlogmas 2, pentru decor mai mult. Nu știu dacă v-am spus eu despre străbunicul meu. Trăiește. Socrul bunicii mele încă trăiește, are 98 de ani, dar de vreo 3 săptămâni și ceva este la pat și m-a rugat bunica mea aseară să mă duc la farmacie să iau o cremă, ceva, pentru că a început să îi se roșească pielea de la atât stat în pat și o să mergem și la farmacie să îi cumpăr o cremă sau pudră să văd ce îmi dă. Și trebuie să luăm și pâinica și cred că atât, nu cred că trebuie să mai iau altceva. Prosopele de bucătărie trebuie să iau, dar nu știu dacă este deschis, dacă sunt acei domni cu taraba lângă piață, pentru că eu de acolo le iau. Lăsând asta deoparte, am spus, trebuie să gătim și ce voiam eu să vă mai spun. Mă țin de foarte mult timp să vă spun, dar mi-am uitat. Am aplicația în Canva unde editez pozele și acolo poți să creezi. Bine, eu mi-am creat și coperțile pentru cărți, pentru carte, de fapt, coperta pentru carte de pe Wattpad. Pe Canva mi-am creat-o și am început recent să scriu o carte pentru copii, Fata Florilor, se numește cărticica. Nu am să vă dau mai multe detalii, dar trebuie să lucrăm la ea zilele acestea, pentru că aș vrea să o urc pe Amazon în format digital și să văd pe ce platforme o mai pot încărca. Am multă dorință de a scrie și îmi place foarte tare și vreau să fac treaba aceasta și să urc cărțile. Aș vrea în câțiva ani să și public cartea la care lucrez. Lucrez la o carte, am publicat pe Wattpad 3 capitole până acum. Dar am de lucru foarte mult, mai am greșit cuvinte, mai stau să recitesc, am autocorectorul la telefon și le mai corectează și sunt greșite și pa. Deci da. Bun, dragilor, mi-am făcut și eu un nes, mergem imediat și ne apucăm de treabă, de gătit. Și băgăm și la spălat. Întâi mă schimb și eu,
și ne apucăm de treabă pentru că avem. V-am promis că vă arăt cum am aranjat, îmi uitasem, am cafeluța aici. Așa am aranjat, acestea sunt pline ochi, pentru că v-am spus, am pus și ce mai era pe măsuță, ce mai aveam și pe aici, acolo, și s-au cam umplut. Acestea sunt genele. Vi le mai arăt o dată, acestea sunt. Am pierdut-o pe aceasta și am fost nevoită să iau una de aici. Dar voi mai comanda pentru că îmi plac. Poate comand și alt model. Și aici momentan arată cam așa. Vreau să-i fac un aspect, să văd cum aranjez acolo. Și aici sunt cărțile mele. Vă spuneam eu, ia uitați câte creme am aici. Am foarte multe creme, îmi plac foarte mult cremele de la Balea. Și mai aveam, doar că nu știu, cred că am mai lăsat o pungă în camera Carolinei. Trebuie să facem și acolo. Da, și acum că am văzut advent calendarul, mi-am adus aminte că nu l-am deschis. Haideți să-l deschidem. Venim tot aici la geam. Cum am putut eu să uit de advent calendar? L-am luat acum. Să vedem unde avem numărul 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, 3, 2. Aici este. Aici jos l-avem. Haideți să vedem. Opa! Avem un fard de ploape, opa, l-am pus pe deget. Avem un fard de ploape aici, super drăguță nuanța. Este sclipicios așa, super drăguț, mititel drăguț, bun de pus în geantă, chiar îmi place cum arată. Acum că am văzut și ce aveam în advent calendar, haideți să mergem la treabă, pentru că am și astăzi o grămadă și Nicu, v-am spus, pleacă la 5 la muncă și vreau să termin până atunci. Dragilor, vreau să pun muzică, să mă îmbrac, mai am acolo acelea, le-am de băgat în, aici, într-o cutie, dar întâi de toate vreau să mergem la cumpărături. Dragilor, acum cobor, deschid liftul. Gata! Am intrat. Dragilor, am adus aici decorațiunile, am acolo decorațiunile din anii trecuți și aici decorațiunile de anul acesta. Am și bradul aici jos și ne apucăm de decorat. Am o problemă mare cu lumina, v-am pus aici aproape de geam. Am luat bradul de la țară. Eu ziceam că îmi cumpăr anul acesta, dar am fost cu altele, cu parchetul, cu altele și n-am mai reușit să cumpăr brad. Dar anul viitor, asta îmi doresc, să-mi cumpăr un brad mai mare, mult mai stufos. Acesta nu este chiar atât de stufos pe cum îl vreau eu, dar nu are nimic. Ne descurcăm așa cum putem. Așa că acum vreau să scot suportul. Gata. Ok.
Așa. Stați să vă pun un pic mai în spate. Gata, sper că mă vedeți. Am să-l pun undeva, cred că pe aici, dar momentan îl voi pune aici ca să-l pot decora. Ha, nu mai știu acum care este prima parte. Un pic vă mut pe partea cealaltă ca să vedeți mai bine. Ok, haideți că acum este mult mai ok. Durează ceva și vreau să facem repede treaba aceasta. Gata, dragilor, am reușit, l-am făcut, dar acum să caut decorațiunile, îl voi face pe auriu și alb, cred, nu știu, văd acum cum îl fac, dar pe auriu și pe alb aș merge. Poate și puțin roșu pe aici, pe acolo. Prima dată vreau să deschid cutiile, să văd ce decorațiuni mai am pe aici din anii trecuți. Opa. Deci, aceasta merge, doar că trebuie să-i pun ață. Le voi pune într-o parte. Mi-a luat de aici. Ok, haideți să vedem ce mai am eu pe aici. Și astea le pot pune, sunt din pep cu acestea. Fundițele la fel le pot pune. Le voi da aici deoparte. Ca să caut mai multe cele. Mai am un globuleț pe alb, pe argintiu de fapt. Așa. Aici am aceste floricele. Și să vedem aici ce mai am. Ok, aici am instalația, doar că eu aș vrea să o pun pe cea de pe Shane. Stați să văd dacă reușesc să o găsesc pe aici, că aceasta este. Și am nevoie de baterii și nu am luat baterii. Trebuie să cobor, să iau. Vreau să o desfac prima dată să văd cât de lungă este. Aș vrea să pun o singură culoare de... Dar nu știu cât de tare va lumina aceasta de pe Shein. Dacă nu, voi pune luminițele acestea, doar că nu mai știu dacă face pe alb, pe albastru. Eu aș vrea doar pe galben, pe auriu. Dar încercăm. Uite, este destul de lungă aceasta. Dar mă schimb și fug să cumpăr baterii. Am nevoie de 3 mari aici. Opa, aceasta este cu LED. Este cu acesta. S-a prins și căprioara. Cu USB din acesta. Ok. Și să vedem dacă mai am nevoie. Dar mi se pare că mai aveam nevoie la ceva. Nu mai știu eu la ce. Dar o să iau 3 așa. Cred că am să iau 6. Mă schimb și cobor.
Dragilor, am ajuns, am luat până la urmă 8 baterii, poate mai îmi trebuie la ceva. Haideți să punem la... Opa! La acele LED-uri. Luminează frumos, chiar luminează frumos. Haideți să acum le punem. Foarte frumos, îmi place la nebunie cum luminează. Și uite, îmi pare rău că n-am luat două să pun mai multe în brad. Stați un pic că s-au cam încurcat și încerc să nu le fac ceva, să le rup sau ceva, să le scutur LED-ul. Of, s-au încurcat cam rău, dar îmi plac tare mult cum luminează. Mi-am dorit tare mult o singură culoare pentru brad. Cred că îmi va ajunge aceasta. Uite, îmi pare rău că am făcut comanda pe Temu și n-am mai comandat una. Dar n-are nimic. Acesta îl voi pune în spate pe o crenguță. Și haideți să vedem. Cred că mi-ajung. Parcă sunt niște licurici, deci îmi plac la nebunie, îmi place la nebunie. Știți care este problema, dragilor? Că nu mi-ajunge. Dar cauci pe cealaltă. Cred că tot pe aici am pus-o. Aceasta are șurub. Mă duc să iau șurubelnița. Haideți, dragilor, că m-am chinuit ceva, n-am găsit șurubelnița și am făcut cuțitul și mi-a luat ceva. Și uite că e bine că am cumpărat baterii mai multe, unde am pus-o pe cealaltă, nu știu unde, dar o desfac pe aceasta. Auzi-o. Haideți să o punem și pe aceasta. Voi începe cu ea de sus. Unde îl punem pe acesta? Pe undeva pe sus am să-l pun. Dar am să vă pun pe repede ca să nu mai dureze atâta. Dragilor, mi-a luat ceva la descurcat, dar mă duc să pun masa și îl facem după.
Gata, dragilor, și brăduțul meu nu am vrut să-l încarc foarte, foarte tare, dar îmi place cum arată. Și acum vreau să mătur pentru că a căzut frunzulițe de la crânguțe și vreau să le mătur, să îl punem acolo, să punem covorașul și ne apucăm de celălalt decor. Dragilor, situația stă cam așa aici. Avem de strâns o grămadă. Brăduțul îl avem acolo. Acolo am pus omulețul. Aici am pus câte ceva și am pus și la ușă și covorașul. Aducem și măsuța, dar trebuie să mătur întâi. Am aici gunoiul și apoi aducem măsuța și decorăm și măsuța.
dragilor, gata, am curățat și canapeaua, am măturat și pe jos și am adus un scaun ca să pun beculețele pe perdea. Dragilor, gata și cu luminițele de pe perdea, îmi plac foarte mult, dar am să vi le arăt și când se face întuneric afară, cu siguranță va arăta altfel. Dragilor, gata, am terminat și cu decoratul, am decorat și aici în living și afară am pus covorașul, am pus coronița. La noi în dormitor nu cred că am să pun nimic pentru că va trage carul de ele. Voi lăsa doar aici în living. Momentan să văd dacă pun și în dormitor, dar nu prea aș pune pentru că va trage de ele. Voiam să vă spun că eu mai am curățenie de făcut, dar voi face fără să mai filmez. Vreau să las acest clip mai mult decorului, pentru că astăzi tot ce am făcut a fost să decorez. Este ora 1:45, abia acum am terminat și vreau să mă apuc să editez, pentru că am de editat. Și noi o să ne auzim de mâine. Dacă mai am ceva să pun, voi pune și vă voi arăta mâine. Mă refer la decor. Dacă voi mai aranja pe aici, am să vă arăt mâine. Covorul din living nu îl pun, pentru că v-am spus, vreau să-l iau mâine la țară să îl spăl. Mai mi-a curs, de fapt, mi-a mai aruncat Carolina de prin machiaje și s-a pătat pe aici, pe aici, pe acolo și vreau să-l spăl. Și apoi îl vom pune, sper să se usuce, dar se va usca. Și cam atât, dragilor. Cam atât. Noi ne auzim de mâine într-un nou vlogmas. Vă pup, vă îmbrățișez și mulțumesc că ați vizionat până la capăt. La revedere!